Pușcăriași și scriitori primesc un nesperat ajutor din Parlament. Comisia Juridică din cadrul Senatului a adoptat un amendament potrivit căruia cei care scriu cărți în spatele gratiilor primesc o reducere de 20 de zile pentru fiecare lucrare publicată. Senatorii, juriști au modificat așadar ordonanța de urgență elaborată în iunie de guvern, care prevedea o reducere a pedepsei cu maximum 20 de zile, indiferent de numărul cărților scrise și publicate. Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi, iar printre cei care l-au susținut vehement, se numără și Ioan Chelaru, senator PSD și membru în Comisia Juridică. Decizia finală se va lua însă în plenul celor două camere.